Ce văd oamenii când mor? Când ne referim la moarte, sentimentele care ne înconjoară sunt tristețea, frica și incertitudinea. Dar acel moment vine pentru toți, mai devreme sau mai târziu, în funcție de ziua pe care sufletul nostru a ales-o înainte de a se naște în acest plan. Când o persoană sau un apropiat moare, cei care rămân, familiile lor, sunt cei care își pun mii de întrebări. Cum se va simți? Unde va fi? Va merge spre lumină? Va fi în pace? Va fi bine? Astăzi vă vom explica 12 lucruri pe care cei care mor fizic le experimentează. 1. La început, când o persoană trece pragul morții, are viziunea celor dragi care au murit înaintea sa. Acești apropiați sunt prezenți pentru a-l întâmpina încă dinainte ca viața să-l părăsească, așteptându-l și însoțindu-l cu dragoste. În timp ce își iau rămas bun fizic, defuncții sunt acolo să-i aștepte, gata să-i ghideze spre o lumină care îi va conduce la o plecare senină și bucuroasă. 2. Cei bolnavi, aflați aproape de moarte, experimentează o detașare totală de tot ceea ce îi înconjoară, inclusiv de bunurile materiale și de lucrurile din viața de zi cu zi. Această senzație de detașare este pozitivă, deoarece le permite să transcendeze fără atașamente, trecând în neființă fără obstacole. 3. Când survine decesul fizic, indivizii au viziunea propriului corp de sus, observând persoanele din jurul lor, lacrimile, confuzia și tot tumultul legat de momentul morții lor. Ei percep și simt totul ca și cum ar privi de sus, asemenea unui dron în zbor. 4. Uneori după moarte, persoanele rămân temporar în acest plan pentru a vizita locuri semnificative sau pentru a-și lua rămas bun de la alți membri ai familiei absenți la momentul trecerii. Acest lucru poate explica de ce unele persoane visează sau percep prezența rudelor decedate imediat după moartea lor. 5. În momentul trecerii, indivizii își revăd viața ca într-un film, examinând experiențele pozitive, negative și neutre. Acest proces îi ajută să evalueze dacă au trăit pe deplin fericit. 6. Experiențele aproape de moarte se manifestă prin viziunea unei mari lumini, prin senzații de pace și printr-un loc paradisiac din care individul nu dorește să plece. Această lumină reprezintă locul de destinație, ghidul către un loc de frumusețe și pace. 7. Odată ce trec pe celălalt plan, indivizii sunt întâmpinați de alți apropiați care îi îmbrățișează fericiți, gata să continue împreună călătoria lor spirituală. Nu toți se prezintă pentru a-i ghida, unii așteaptă răbdători. 8. În timpul trecerii, indivizii învață lecții din viețile lor trecute, înțelegând motivul prezenței lor pe acest plan. Viețile trecute arată alegerile făcute și neîmplinite, influențând posibilitatea de a reveni pentru a-și modela existența viitoare. 9. Figuri de lumină și ghizi spirituali se dezvăluie, însoțind individul și continuând să-l ghideze după moarte. Aceste figuri explică fiecare aspect al vieții sale pământești, ajutându-l să înțeleagă acțiunile sale. 10. În timpul trecerii, indivizii realizează că fiecare experiență a contribuit la evoluția lor spirituală și că fiecare eveniment a fost ales conștient. Această conștientizare îi ajută să înțeleagă valoarea existenței lor pământești. 11. Examinând totalitatea experiențelor lor, indivizii decid dacă să se reîncarneze pentru a completa ceea ce consideră incomplet sau să continue evoluția în planul astral. Alegerea de a se reîncarna nu este universală. Unii preferă să rămână și să progreseze în planul astral. 12. În final, dobândesc conștientizarea unui ființe superioare, numită Dumnezeu sau în alte moduri, în funcție de diverse religii. Sufletul își conștientizează noua viață, experimentând bucurie și lumină, dorind ca cei dragi să știe despre fericirea și iubirea sa eternă, trimițându-le adesea semne perceptibile. Sperăm că acest video ți-a plăcut.
Spune-ne în comentarii dacă ai avut vreo experiență importantă cu vreun apropiat decedat.